ne punem la treabă și zicem că tema pentru acasă. Aplicația determinanților geometrice. Asta, aha. 11. Dar analiza s-a lăsat deoparte, nu faci nimic analiză? Am lăsat cam deoparte algebra, nu prea mai făcut din urmă. Nu, dar analiza, matematică. Asta nu e analiză și faci. Nu, e algebra. Așa, cu determinați, cu nu știu, de rog. De ce s-a renunțat la analiză? Nu, am rămas în urmă cu algebra și trebuie să mă arăt pe rog. Păi zicem așa, să dau punctele A de coordonate 2 și 1, B de coordonate minus 1 și 3. Să se scrie ecuația dreptei care trece prin cele două puncte. Deci ecuația dreptei, AB cu cine este egal? Care e ecuația? Și atunci zicem, AB înseamnă determinantul x, y, 1, x, 1, adică 2, 1, 2, 1, da? 2, 1, 1, și minus 1, 3, 1, egal cu 0. Deci determinantul acesta reprezintă ecuația dreptă. Deci ecuația dreptă care trece prin două puncte. X, y, 1, 2, 1, 1 și minus 1, 3, 1. Da. Și tu știi să faci așa, nu? Da. X, Y, 1, 2, 1, 1 și echivalent cu X. X ori 1, X ori 1, X. Apoi 2 ori plus, 3 ori 1. 2 ori 3 ori 1 plus 6. Da. Minus 1 ori Y, ori minus 1. Y. Da, minus Y. Minus 1 ori 1 e 1, minus ori minus 1, plus 1. Deci vine plus 1. Plus 1. După 1... Ori 3 ori x, deci minus 3. 1 ori 3 ori x, minus 3 x. Da. Și 1 ori y, ori 2, 2 y, minus 2 y. Minus 2 y. Echivalent. Egal cu 0, da? Cu 0, da. Echivalent cum? Minus 2 x. Da, e minus 2x, y, minus 3y, da. Ce mai rămas? 3, plus 6. Plus 6. Egal cu 0. Deci minus 2x, minus 3y, plus 6, egal cu 0. Acum, asta e ecuația dreptei ce trece prin două puncte. Să zicem o altă problemă. Să se determine punctul P de coordonate alfa și 2 alfa așa încât alfa și 2 alfa așa încât punctele A, alea de sub B și P coliniare. A, B, P, să fie colineare. Pentru chestia asta înseamnă că el este colineare, dacă și mai dacă, determinantul lor este 0. Determinantul, adică alfa, 2 alfa, 1, adică în loc de X și Y de aici, pui alfa și 2 alfa. Și pe urmă, pe celălalt te păstrezi. 2, 1, adică pui pe desubt al celuilalt. 2, 1, 2, 1, 1. Minus 1, 3 și 1. Minus 1, 3 și 1. Pui dedesubt. De ce e două? Alfa. Alfa 2, alfa 1, 2, 1, 1. Deci asta trebuie să fie egal cu 0, da? Da. Fie egal cu 0. Și echivalent? Alfa. Alfa ori... 1 ori 1. Alfa. Alfa, da. 2 ori 3 ori 1 plus 6. Da. Minus 1
ori 2 alfa minus 2 alfa, ori e minus 2, e minus 2 alfa. De ce, mă, minus 3 ori 2 alfa? E minus 1 aici? E minus 1. Minus 1 aici. Am obosit, da. Minus 1 ori 2 alfa ori minus 1 face minus 2 alfa. Da. Minus 1 ori 1 e 1, ori e plus 1. Deci plus 1. 1 ori 3 ori alfa trebuie minus 3 alfa. Minus 3 alfa, da. 1 ori 2 e 2 alfa, ori 2 e 4 alfa, minus 4 alfa. Deci minus 4 alfa. Egal cu? Egal cu 0. Echivalent cu? Alfa minus alfa, minus 3 alfa, minus 4 alfa. Minus 4 alfa, minus 4, minus 8 alfa. Deci minus 8 alfa. 6 plus 1, 7. Plus 7, plus 7. Ce mai rău? Egal cu 0. Egal cu 0. Este egal cu 0. Deci alfa egal cu, în toată chestia asta. Alfa egal cu, îl trecem pe 7 cu acea, minus 7, 7 pe 8. 7 pe 8. Și am aflat asta. Problema spune așa, găsiți-l pe alfa, astfel încât punctele acelea sunt fie coloniale. Da. Eu am păstrat aceleași puncte ca să nu mă eclar timp. Da. Da? Deci o problemă ai văzut o una, da, un model. Al doilea a fost asta cu coloniale. Al treilea, să se determine alfa așa încât aria triunghiului P, A, B să fie egal cu 5. Deci cine este alfa? Așa cât area triunghiului P, A, B să fie egal cu 5. Pe area triunghiului P, A, B este egal cu 1 pe 2 din modulul det determinantului acesta. Da. Dacă notăm cu det de A asta, alfa, 2, alfa, 1, 1, 2, da? Da? Deci 1 pe 2 din modulul lui determinantului, determinant, hai să zicem ca matricea A, nu A, M, matricea M, a fost aceea de acolo. Alfa, 2, alfa, 1, 2, 1, 1, 1, minus 1, 3, 1, minus 1, 3, 1. Și acum să zicem DDM. Deci 1 pe 2 din DDM. Ceea ce ar însemna, a, și, egal mai departe cu 1 pe 2 din modulul determinantului ăsta l-am făcut. Da. Minus 8 alfa plus 7, da? Da. Minus 8 alfa plus 7. Asta este area. Dar cât e dat în problemă area? Area egal cu 5, nu? Area egal cu 5. Deci echivalent cu a spune că 1 pe 2, 1 pe 2 ori modul, modul din minus 8 alfa, alfa plus 7, da, egal cu 5. Egal cu 5. Echivalent cu modul din minus 8 alfa plus 7 egal cu 10, dar după aceeași mitor. Da. Deci echivalent cu aș spune că modul din minus 8 alfa plus 7 egal cu 5. Ceea ce ar însemna modulul egal cu 5 înseamnă de fapt expresia asta să fie 5 sau minus 5. Că din 5 face tot 5, din minus 5 face tot 5. Deci echivalent cu aș spune că minus 8 alfa plus 7, expresia asta e egal cu plus minus 5. Plus minus 5. Și o luăm o dată cu 5, o dată cu minus 5. Deci avem două cazuri. O dată minus 8 alfa. Alfa plus 7 egal cu 5. 5. Și în special minus 8 alfa plus 7 egal cu minus 5. Deci minus 8 alfa plus 7 egal cu 5. Minus 8 alfa, am aflat da, plus 7 egal cu minus 5. De aici, odată alfa e o primă variantă, ar fi egală cu 12 pe 8. 12 pe 8. Simplificăm prin
4. Da, 3 pe 2. 3 pe 2, deci alfa e. Alfa 1 egal cu 3 pe 2. 2 iar minus 3 pe 2. Ba nu. Un alfa celălalt egal cu? Alfa 2 egal cu? Minus 3. Nu, păi facem calcul. Da. Vine minus 7, minus 12 pe minus 8, face? Da, cred că nu știu sau am greșit, cred. Ia să vedem, am greșit. Da, îl trecem pe semn schimbat și vine minus 2. 2. Minus 2. Și vine 2 pe 8, 2 pe 1 8. Pe 4. Da. 1 pe 4. Și aici vine, cât am zis, da, 3 pe 8. Da, 3 pe 4. 3 pe 2. 3 pe 2, da? Da. 3 pe 2. Deci, iată că sunt două valori ale de alfa. Vezi cum am formulat aici. Deci, mai întâi, hai să ne amintim de am dat două puncte. Da. Să scrie ecuația dreptă. Determinantul da. Egal cu 0 și apare relația în x și y. Altă problemă formulată. Am luat un alt punct, B de coordonate alfa și 2 alfa. Să se determine A, B, să găsească alfa, a găsit punctul P, înseamnă să găsim pe alfa. Da. Așa încât punctele se să fie coliniare. Da. Sunt coliniare dacă determinantul loc de X și Y de acolo puneam coordonatele lui P, a celui de-al treilea punct. Da. Dacă ar fi fost niște numere. Făceam numele ce ne locuiam și trebuia să fie 0. Dacă îmi dădea 0, nu sunt coliniare. Da. Ei, alfa, 2 alfa și 1 am pus, am făcut determinantul, deodată, fiindcă ceram să fie 0, nu pentru coordonalitate 0, alfa am găsit 7 pe 8. O altă problemă ca formulare. Să-ți determin alfa așa încât area triunghiului să fie 5. Da. Area triunghiului să fie 5. Da, dar eu știu că area triunghiului este 1 pe 2 din determinantul matricei acelea, luată deoparte. A? Cu coeficienții 2, 1, minus 1, 3 și alfa și 2, alfa și 1. Da. Și am făcut treaba asta și am constatat că determinantul este minus 8 alfa plus 7 în modul fiind, dar am o ecuație cu modul, eu aș da așa ceva la lucrare, că ești pus în situația să explicezi modul, să iei două variante, să nu știu ce, da? Știi formula asta? Dacă o știi, te descurci, dacă nu, nu. Da. Și ar mai fi o problemă cu distanța la un punct la o dreaptă. Parcă este 4 probleme, n-am făcut. Da. Da? Distanța de un punct la o dreaptă. Adică, iată cum spun. Să se determine alfa, să se determine alfa, așa încât distanța de la punctul P la dreapta AB, da? La dreapta AB, să fie egal cu 3. Deci, nu, un număr. Nu putem da un număr negativ, că distanța nu poate să fie un număr negativ, totdeauna un număr pozitiv. Și asta e echivalent cu a spune că distanța de un punct la o dreaptă este egală cu modul din ecuația dreptei oameni. Asta este. În ecuația dreptei, în loc de x, punem alfa, deci asta este alfa, adică coordonata de pe locul întâi, la P. Alfa și pe loc de Y, 2 alfa. 2 alfa. Și atunci minus 2, modul din minus 2, ori X. Dar în loc de X ce spune? Alfa. Minus 3, ori Y, adică ori 2 alfa. 2 alfa plus 6, deci modul din toate chestia asta, totul supraradical din A pătrat plus B pătrat, adică cine ar fi A pătrat plus B pătrat? A-ul este minus 2 da. Și B-ul este minus 3. Și minus 2 la pătrat, adunat cu minus 3 la pătrat. Adică 4 plus 9. 4 plus 9, da? Și asta e distanța și cu cât am zis că este egal? Cu 3. Deci echivalent cu minus 2 alfa și cu minus 6 alfa face minus 8 alfa. Deci modul din minus 8 alfa plus 6 modul din minus 8 alfa plus 6 totul supra radical din cât vine 13 să fie egal cu 3. Ce ar însemna?
echivalent cu într-un același viitor, modul din minus 8 alfa plus 6 se fie egal cu 3 ori radical din 13. Da? Adică, dacă modulul e egal cu asta, înseamnă că ăsta poate fi fi cu 3 radical din 3, fi cu minus 3 radical din 3. Deci sunt două situații. Minus 8 alfa plus 6 cu 3 radical din 3 odată. Și minus 8 alfa. Da, 13, da. Plus 6 să fie egal cu minus 3 radical din 13. În concluzie, avem două variante de alfa. Și înseamnă că avem două puncte care se întâmplă cât are aceea să fie egal cu 3. Odată cu prima variantă a lui alfa înlocuit și avem un punct pe 1 și pe lucru și altă variantă am un alt punct pe 2. Ne întoarcem. Deci ți-am prezentat acum câte probleme. Asta a fost a patra, ca modelă. Da. Deci, ecuația drepte care trece prin două puncte, da. Coordinalitatea a trei puncte, determinatul să fie 0. Area unui triunghi, am dat-o eu, că am formulat așa problema, dar dacă spun să afle area triunghiului din trei puncte, zici 1 pe 2, determinantul acela, faci modulul din, că trebuie să iei modul, nu? 1 pe 2 din modulul. Ca nu poate fi area un număr negativ. Iar eu am făcut un X mai complicat un pic, că nu ți-am dat coordonatele lui P. Ce a trebuit să-l găsești pe P, să găsești coordonatele în o condiție impusă. Ca area triunghiului să fie egală cu cât am dat eu, area triunghiului să fie egală cu 5. Și atunci tu ai fost locuitor și ai zis egală cu 5 și ai ajuns la o ecuație cu un modul egal cu 5. Expustezi modulul, deci ai două variante, fie cu 5, fie cu minus 5. Ai două valori al lui alfa. Și dacă ar fi acum să găsești pe P1, un punct pe 1 care ar fi în cazul de față? Punctul pe 1 de coordonate, deci cu alfa egal pe 1 pe 4. Da. Ar fi alfa, adică 1 pe 4, și respectiv 2 ori 1 pe 4, adică 1 pe 2. Ăsta ar fi un prim punct. Și pentru alfa egal cu cealaltă valoare, 3 pe 2, avem un alt punct pe 2 de coordonate, alfa, adică cât 3 pe 2, 3 pe 2, și respectiv de 2 ori 3 pe 2, 2 pe 2 se mulțește și rămâne 3. Deci iată că eu am găsit, când am zis să determine punctul P, așa încât punctele și astea să fie, are să fie egal cu 5, am găsit două puncte, o dată de coordonate 1 pe 4, 1 pe 2 și 3 pe 2 și 3, și pe urmă 3 pe 2 și 3. La fel s-a întâmplat când am cerut distanța să fie egal cu 3. Am ajuns la două valori. Da? Un alfa egal nu știu cât. Nu l-am mai aflat. Alfa egal de aici. Trebuie dus în dreapta să găsim pe alfa 1 și respectiv alfa 2. Care e cu azilea lui 1. Și am găsit două puncte al lui P. Deci, un astfel de exercițiu te solicită destul de binișor. Bun. Acum se poate da și un exercițiu mai complicat în care să facem deci putem gândi și un exercițiu mai complicat. Da, ne mărginim aici când nu va cer mai mult. Da, păi eu am făcut doar o oră, nu cred că... Sigur că da, știu. V-am anunțat așa niște rezultate acolo pe care am înțeles să-l trebuie de lucrare. Da. Nu-i corect. Adică nu-i cinstit o tehnică de asta. Păi, vin la proof online, dar ceilalți... Mă vedea ce va trebui. Ceilalți se fac. Și-au văzut numai din astea, vădă? Da. Și nu văd și o chestie de asta cu analiză matematică. Este împotriva firii. Ca să predai așa din fugă, să arunci acolo câteva relații și să cer pe urmă să fie... Toți au nevoie de note. Și au nevoie de la sfârșit.
Voi, ei, profesori, au nevoie de note sau voi? Noi, da. Puteau să se grăbească, mai repede. Nu cred că și-a uitat cineva cu mine. Nu. Și-a lăsat aici ceva să... Da, da. Ce să mai spun eu? Hai să mai reluăm o dată asta ca să ți ieși mai bine. Da, da. Mai luăm în... un alt tip. Un alt, da. Alte puncte. Deci alte coordonate minus 1 și 7, B de coordonate 2 și 3. Și facem prima problemă. Ecuația lui AB. Și tu vorbești acum. Da. Echivalent cu AB. Două puncte va fi determinant. Determinant din x, y, 1, da. Minus 1, 7, 1, da. 2, 3, 1. Egal cu 0. Da, echivalent. Copiem primele două, x, y, 1, minus 1, 7 și 1. Și va fi echivalent cu 7, 7, 7x, da. Plus minus 1 ori 3, minus 3, minus 3 ori plus 1, minus 3, minus 3, da. 2, 2y, plus 2y, plus 2y, minus 1 ori 7, 7, plus, minus 14, minus 14, da. 1, minus 3x. Deci minus 3x, da? 3x. Și ori y pe y, minus y, plus y. Plus y egal cu 0. Echivalent cu 7x minus 3x, 4x. Da. 2y cu 1y plus 3y. Da. Minus 3 cu minus 14, minus 17. Da. Egal cu 0. Și asta este... Ecuația de PAB. Da? Am găsit-o. Mai departe. Mai departe... Să luăm un punct P de coordonate. P de coordonate... Alfa și 1 minus alfa. Da. Da. Să se determine alfa, știind că punctele A, A, B și P coliniare, parcă am putut. Da, A, B și P coliniare. Va fi determinant din alfa. Deci A, B, P coliniare. Dacă și numai dacă. Determinantul. Din alfa. Alfa. 1, 1 minus alfa. Da. Și 1. Da. După. 2, 3. Minus 1. Minus 1. Da. Și știi și dacă punem pe 2, 3 și 1. N-are importanță. Aha. Da? Da. E egal cu 0 acolo. Minus 1. Minus 1, 7, 1. 7, 1. 2, 3, 1. Egal cu 0. Echivalent. Se copie primele două. Alfa, 1 minus alfa, 1. 1. Minus 1. Alfa, 7 și 1. 1. Și va fi echivalent cu... alfa ori 7 alfa, da. Minus 1 ori 3 minus 3 ori 1 minus 3 minus 3, 2 ori 1 minus alfa va fi 2 minus alfa, deci 2 plus 2 pe lângă 1 minus alfa, alfa. Da, 1 minus alfa. După 7 ori minus 14. Deci minus 14. Minus 3 alfa. Minus 3 alfa. 1 ori minus 1, deci minus 1 și 1 plus 1 pe lângă 1 minus alfa. Da. Plus 1. 1 pe lângă 1 minus alfa. Deci 1 minus alfa, pur. Da, da.
plus 1 minus alfa. E echivalent cu... Asta trebuie să fie egal cu 0, da? Da, egal cu 0. Echivalent cu... 7 alfa cu minus 3 alfa va fi 4 alfa. 7 alfa... Dar să disfaci și așa, paranteza asta. 2... Deci 7 minus, 7 minus 3 face 4 alfa. 4 alfa, da. Minus 3, minus 14. Minus 17. Dar trebuie să deduci și la până la capăt. Mai avut 7 alfa, minus 3, 4 alfa și minus 3 alfa. Minus 3 alfa. 3 alfa. 3 alfa, da. Da. Termen liber. Minus 3 cu minus 14. Minus 17 și cu minus 16. Deci minus 16, da. Desfacem paranteza 2. Corect. 2 minus alfa. 2 minus 2 alfa egal cu 0, nu? Da. Echivalent. Da. 3 minus 2 face 1 alfa. Da. Minus 16 plus 2 face minus 14. Egal cu 0. Deci alfa egal cu 14. Iată că la NSP alfa. Așa era, să găsească alfa, așa că puteți să fie coloniale. Dacă vrei să găsești punctul concret, ei să spui acum că punctul P, de coordonate, care este? Alfa câte 14, și respectiv 1 minus 14, minus 13. Asta e punctul căutat. Da. Mergem mai departe, deci a fost prima problemă, a doua problemă. A treia? A treia a fost, zi, distanță, parcă. Area, au să spune. Area și distanța. Da, da. Deci area să se determine, să se determine P, deci pe o cine este, așa încât area triunghiului ABP, ABP, 3, da? Da. Are triunghiul ABP să facă 3. Echivalent cu? Echivalent 1 pe 2. Deci 1 pe 2. Modul din determinant. Bun, cunoscut cum o matrice ce? Hai să zicem matricea M egal cu... Care era? Alfa. Nu? Da, alfa. Alfa, 1 minus alfa. 1. Minus 1, 7, 1. Și 2, 3, 1. Deci modul de M să fie egal cu 3, nu? Da. Așa că echivalent cu 1 pe 2 ori modulul determinantului, dar am făcut. Determinantul ăsta este 7, alfa minus 14. Că noi l-am luat egal cu 0. Dar când am lucrat, asta l-am dat. Alfa minus 14. Deci modul din alfa minus 14 să fie egal cu cât e? Cu 3. Echivalent cu alfa minus 14 egal cu 2 ori 3 face 6. Modul de alfa minus 14 egal cu 6, ceea ce ar însemna alfa minus 14 egal cu plus minus 6. Adică odată... Alfa minus 14 egal cu 6 și alfa minus 14 egal cu minus 6. Alfa minus 14 egal cu minus 6. Din prima rezultă, alfa egal cu... Alfa 1, să zicem. Alfa 1 egal, egal cu 6 20, 14 și cu 6. Da. Și aici... Și alfa 2, 14 minus 6, 8. 9, dar nu se duce că sunt schimbat. Și vine plus 14. 14 da, minus 6 da. Face 8. Punctele căutate sunt două. Pe 1 de coordonate ai avut alfa și 1 minus, adică alfa la noi 20 și respectiv 1 minus 20, minus 19. Și pe 2, al doilea punct, este 8 și 1 minus 8, minus 7. Este sigur două puncte pentru care area triunghiului este 3. Da. Da? Și a patra problemă
să se determine pe așa încât distanța de la punctul P la AB, la ecuația drept, la dreapta respective, să fie egal cu 5, să zicem. Distanța să fie egal cu 5. Este echivalent cu I modul din AX0 pătrat plus BY0 plus C. Noi avem aici ecuația 4X plus 3Y minus 7. Și vine 4 ori. În loc de X, punem X-ul lui P, alfa. 4 ori 7 plus 3 pe lângă. Ce spune acolo? 3 ori Y. Da. Dar Y cu cât este? 1 minus alfa. 3 pe lângă 1 minus alfa. Plus, sau ce este acolo? Minus 17, nu? Da. Minus 17, punem modulul, totul supraradical din 4 la a doua plus 3 la a doua. Să fie egal toată chestia asta, egal cu cât spunea ale? Cu 5. 5. Ceea ce ar însemna echivalent cu modul din 4 alfa. Disfacem paranteza. Plus 3 ori 1, plus 3, minus 3 alfa, minus 17, să fie egal cu, și supraradical din, 4 la 2, 16, 9, 25, 5. Da. Totul supra 5, să fie egal cu 5. Echivalent, dar la aceeași metodă și de parcă aș cere, că modul din 4 alfa, minus 3 alfa, alfa, plus 3 minus 17. Minus 17 minus 14. Să fie egal cu 25. Ceea ce ar însemna că alfa minus 14 egal cu plus minus 25. Plus minus 25. Și am o dată alfa minus 14 egal cu 25. Da. Și alfa minus 14 egal cu minus 25. Da. Deci alfa 1 vine alfa 1 egal 39, alfa egal 39 și alfa 2 egal cu 39. Și iar alfa 2 14 minus 25 din 25 scădem pe 14, 11, minus 11. Nu? Da, atunci punctele P sunt P1 de coordonate care alfa și 1 minus alfa cu alfa ăsta. Da, 39. 39 și 1 minus 39. 1 minus 31. Minus 38 vine. Da, minus 38. Și pe 2 de coordonate. 2 de coordonate. Minus 11. Și 1 minus 1 de plus. 1 plus 11 face 12. Astea sunt cele două. Da. De găsit. Am mai repetat încă o dată toate lucrurile acestea. Un punct, să zic, că aparține unei drepte dacă coordonatele verifică ecuația. Deci în 3 aparține drepte acestea, dacă în loc de X pui un punct de coordonate, coordonatele sale verifică ecuația drepte. Deci, iată, punctul 5, M de coordonate 2, 3 aparține dreptei acestea, dacă în loc de X punem 2 și în loc de Y 3, trebuie să verifice. La noi 4 ori 2 ar face 8, plus 3 ori 3, 9, minus 17, da. Face bine. S-a întâmplat, îți dai seama, n-am știut deodată. Da. Și înseamnă că punctul M aparține dreptei AB. Da. Deci dacă verific așa, înseamnă că M aparține dreptei AB. Adică puncte de scoliniere. Punctul de coordonate 2, 3 și A și B sunt scoliniere. Spre dreapta aceea, pe aceea dreaptă. Da. Deci asta se reține. În concluzie, avem cam astea sunt lucrurile. Ne oprim aici ca să... Câte ceasul? 8 și? 8 și 19. Ne oprim aici ca să te încadrezi, să ajungi la timp. Dacă mai ai tu ceva de întrebat, eu îți răspund. Dacă nu... Nu. Asta ai vrut să vezi. Da. Bun. La revedere, dragilor. Sinteza orei se vede, sinteza zilei se vede prin ce am făcut aici. Da.